Astăzi vom discuta despre modul de interconectare a roboților de tip UER și pentru aceasta i-am invitat pe partenerii noștri de la Uviso Robotics să ne ajute să facem împreună această prezentare de utilizarea roboților UER și cum putem să interconectăm diferite sisteme de prindere sau să facem aplicații cu ajutorul roboților UER, iar Bogdan, colegul nostru de la Uviso Robotics, de la firma partener Uviso, ne va prezenta aceste lucruri. Aici puteți să vedeți și programul de astăzi. Prezentarea va ține undeva maxim la o oră. Avem deja 50 minute de teste și nereușite pe partea tehnică, dar acum totul este în regulă. Deci avem această scurtă introducere, după care Bogdan ne va prezenta firma Uviso, va face o prezentare a roboților și aplicații cu ajutorul roboților de tip UE, prezentare de soluții plug and play cu ajutorul cum se pot face plug and play cu ajutorul roboților UER, cum se folosește software cap, iar ulterior, în ultima parte, eu vă voi prezenta sisteme de manipulare, gripere pentru roboții și elemente de prindere specializate pentru roboții de tip UER. Acum, Bogdan, te las pe tine, sper să. Ok, stai să vedem, e prima oară și pentru noi. Bogdan, trebuie să dai share la screen, să poți să-ți faci tu să treacă la tine. Perfect, acum se vede. Dacă poți să mărești un pic ecranul ca să fie full screen. Gata. Ah, ok. Nu te auzim, să știi să deconectezi, să dai drumul la sunet. Trebuie să te scoți după mut, Bogdan. Ai mutul activat pe microfon și eu am pățit același lucru. În colțul din dreapta ți apare așa un microfon cu roșu. Bună, sper că acum se aude. E perfect, e perfect. Bună ziua, mă numesc Bogdan Balov și sunt Product Developer la Uviso Robotics. Suntem o echipă tânără cu experiență în domeniul industrializărilor și industrie robotice. Noi cunoaștem ca și firmă majoritatea jucătorilor importanți de pe piață, precum ABB, FANUC, KUKA, Allen Bradley, Siemens și Universal Robots. Experiența noastră este una de peste 10 ani în domeniul robotizărilor. Acum despre roboții colaborativi de la Universal Robots. După cum puteți vedea și în imaginile de mai jos, aceștia au patru tipuri de brațe robotice cu payload-ul între 3 și 16 kg. Acestea fiind payload-ul robotului și fiind și structura de caracterizare a roboților. Uviso Robotics, în urma experienței pe care a avut-o în domeniu, a observat câteva probleme care există în industrie, și anume mobilitatea și flexibilitatea sistemelor.
Astfel, în cele ce urmează, aș vrea să vă prezint un video următor. Cadrul metalic pe care este instalat brațul robotic Universal Robots a fost astfel proiectat încât să poată fi transportat cu ușurință utilizând transpaletul manual sau sisteme de tip AGV-AMR. Posibilitatea mutării întregului sistem robotic de la o stație de lucru la alta oferă o flexibilitate procesului de fabricație într-un timp record fără a fi necesară intervenția unui integrator extern. Spre exemplu, pentru un atelier de prelucrări metalice care utilizează mai multe echipamente CNC, soluția noastră este abordarea ideală. Asta datorită mobilității întregului sistem robotic și instalarea acestuia într-un timp foarte scurt, fără a fi necesară utilizarea sculelor de mână pentru mobilizarea întregului sistem de la o stație de lucru la alta. Bun, astfel misiunea companiei noastre a fost să avem un robot și o structură a robotului care să o putem muta de la o stație la alta în cel mai scurt timp și să avem o eroare umană diminuată la zero. Pentru asta am implementat următoarele feature-uri. Magic Connector este unul dintre aceste feature-uri, în care sub 5 secunde putem să aducem power și să conectăm toate utilitățile robotului. Point Zero Calibration este o soluție care ne ajută în sub 3 minute să configurăm toate punctele robotului. Fastul Changer de asemenea reduce eroarea umană la zero și implementează automat toate datele tool-ului automat în programul robotului, fără a mai fi nevoie intervenția umană pentru acest lucru. O serie de senzori au fost implementați ca să asigure o utilizare corectă a stației. Station Manager, acesta ajută la identificarea stației la care robotul este adus. Toate aceste feature-uri au fost integrate în platforma noastră mobilă, astfel încât să putem să avem cel mai scurt timp de comisionare de pe piață. După realizarea platformei mobile, am reușit să furnizăm și să creăm niște soluții la cheie. Acestea, după cum le spune și numele, după achiziție se pot integra foarte rapid folosind toate feature-urile amintite anterior și astfel avem stații de lucru gata de funcționare în cel mai scurt timp. Prima dintre aceste soluții este soluția de paletizare și a doua este cea de depaletizare. Să vă prezint acum filmulețul. Vedea, aducem stația la stația de paletizare. După aceasta se face calibrarea robotului. În prealabil se realizează pattern-ul după care robotul va paletiza. Acest pattern este realizat pe un computer în
într-un software special care ne realizează și un raport la final, astfel încât să putem vizualiza datele care au fost inserate. Permite customizarea a tuturor parametrilor de paletizare din acest software. Se inserează documentul în robotul care urmează să paletizeze. Se montează scula de lucru. Prima este cea de calibrare. Se realizează calibrarea astfel încât robotul să știe în ce poziție se află. Și după aceea se poate începe operația de paletizare. Ca și capacități, stația de paletizare poate să paletizeze atât pe partea dreaptă, cât și pe partea stângă a schidului mobil. Și într-un timp foarte scurt avem o stație de paletizare gata de folosire, fără a mai fi nevoie de integrare a stației. Simplul fapt prin care se calibrează robotul aduce toate necesarele astfel încât stația să fie pregătită pentru operația de paletizare. Aici puteți să vedeți tranziția de pe un palet la altul fără să oprim paletizarea. Cea de-a doua soluție este cea de case selecting sau de formare de cutii. La fel, aici vă voi prezenta un scurt filmuleț. Un alt pachet este cel de sanding. Acest pachet, la fel ca și celelalte, se bucură de flexibilitate și mobilitate.
Tot ce trebuie să facem este să aducem platforma mobilă la stația de lucru, după care se va realiza calibrarea. Calibrarea care se face cu scula specială. Foarte important aici, după ce operatorul montează scula de lucru, el nu mai trebuie să intre în softul robotului ca să insereze toate datele, cum ar fi date despre TCP, greutatea tool-ului și așa mai departe. Această stație permite șlefuirea atât a suprafețelor metalice, cât și al altor suprafețe și materiale. Următoarea soluție este una de grinding, anume grinding package. Alte stații, se aduce platforma mobilă la stația de grinding, după care se conectează Magic Connector-ul, care aduce toate utilitățile necesare robotului. Prin folosirea Magic Connector-ului nu mai avem nevoie de intervenția electricienilor și al altor ingineri pentru a realiza toate conexiunile electrice. Și aici puteți să vedeți o operație de depavurarea unor componente. Foarte important, diferitele tool-uri pe care noi le folosim și capabilitățile tool changer-ului ne ajută să putem să depavurăm o mare varietate de produse cu diferite forme și mărimi. Ultima și nu cea din urmă este pachetul de pick and place. Acesta, la fel ca și restul pachetelor dezvoltate de noi, se bucură de flexibilitate, mobilitate, de integrare foarte ușoară și intervenția umană redusă la zero. Se realizează conexiunea Magic Connector-ului, la fel ca la celelalte pachete, se va face calibrarea și datorită gamei largi de gripere pe care noi o punem la dispoziția clienților, în ceea ce privește handling-ul materialelor de diferite forme, mărimi, putem să realizăm operații de pick and place, tehnologii vacuum, gripere electrice, pneumatice. Și de asemenea, această aplicație se adresează majorității industriilor care realizează manipularea de componente. Aici puteți vedea o varietate destul de mare de gripere pe care noi reușim să le schimbăm foarte rapid folosind tool changer-ele care vin montate pe brațul robotic. După cum puteți vedea, industria alimentară, farmaceutică și nu numai. Alte două aplicații speciale.
Aici puteți să observați o aplicație specială, și anume frezare, folosind robotul colaborativ QR10 E-Series. Frezarea se realizează în 5 axe, cu o sculă specială care a fost montată pe machine defector al robotului, și astfel putem să realizăm De asemenea, o altă aplicație specială este cea de curățare. Curățare cu fascicul laser. De asemenea, acesta a fost plasat ca și end effector al tool-ului pentru a realiza această operație. În continuare, importanța folosirii wearcap-urilor. Wearcap-urile sunt interfețele care interfațează programul robotului și operatorul uman. Sunt folosite în operațiile de parametrizare, astfel încât operatorul să aibă control absolut al diferitelor variabile și parametri care sunt necesari rulării unui anumit program și folosirii robotului. În imagini puteți vedea două wearcap-uri de la gripperele Festo, și anume Festo Gripper DHEF și Festo Gripper DHPS. Acestea în particular sunt, primul cel puțin este un gripper adaptiv pneumatic și al doilea este un gripper electric paralel. În imaginile prezentate acum, puteți vedea cum foarte ușor se pot modifica digital input-urile și output-urile din aceste interfețe. De asemenea, parametrii funcționali ai gripperelor pot să fie modificate. Așa cum am amintit și mai înainte, primul gripper de la Festo, și anume cel adaptiv, DHEF20ARA1, puteți vedea în aceste imagini cum gripperul este folosit pentru a realiza prinderea diferitor componente, folosind brațul colaborativ de la Universal Robots. Acesta permite prinderea a foarte multor forme și mărimi, dat fiind faptul că nu este necesară realizarea degetelor gripperului. Acum o să puteți observa cum cu gripperul respectiv se reușește prinderea formei complexe. În continuare avem gripperul electric, EHPS, care este un gripper paralel
și are un acționat electric. De asemenea, acesta oferă date despre forța cu care este aplicată strângerea în fața bacurilor gripperului. Ovis Robotics realizează de asemenea și deplasări și demo-uri la clienții săi. Astfel ne putem deplasa pentru a face un demo live în incinta facilității dumneavoastră. Unde ne puteți găsi? Ne puteți găsi pe site-ul nostru, pe ovisorobotics.com sau ne puteți solicita la adresa de e-mail sales@ovisorobotics.com. Vă mulțumesc și aștept întrebările dumneavoastră de la final. Bună ziua! Sper că mă auziți acum. Stai să vedem, să nu am iarăși probleme de conexiune. Mulțumim mult, Bogdan, pentru prezentare foarte interesantă, aplicațiile și modul de interconectare prezentat. Mulțumim mult de tot! În continuare, aș dori să vă prezint câteva sisteme de prindere specializate pentru partea de roboți în general. Aici puteți să vedeți o gamă completă de produse, festoare, mai multe astfel de elemente ce pot fi atașați de roboți, roboțuier sau nu neapărat. Sunt gripere standard, avem pormogripere precise, gripere robuste, gripere pot fi acționate pneumatic sau electric, cum am și văzut în aplicația de mai devreme, pot fi standard cu bacuri metalice sau pot fi în varianta adaptivă, astfel încât să poată să adapteze piesei pe care o preia. Sau putem să manipulăm piesa cu ajutorul vacuumului și la fel o gamă completă în zona aceasta. Pentru alegerea sistemului de prindere, elementul cu care veți preluați piesa și doriți să manipulați cu ajutorul robotului, Festo vine în întâmpinare cu o gamă de programe de alegere și dimensionare. Astăzi o să arătăm doar varianta pentru gripere, ca să vă puteți face o idee asupra puteți să utilizați un astfel de program de alegere și dimensionare. Pentru a găsi programele de dimensionare Festo, trebuie să accesați pagina Festo principală, festo.ro. Nu știu dacă vedeți acum pagina. Numai o secundă, am mutat-o pe pagina, sper că acum se poate vedea. O secundă, tot probleme tehnice. Acum am ales monitorul 2, cred că acum este bine. Trebuie să vă duceți pe pagina Festo, festo.ro, în zona de produse, iar în partea aceasta aveți partea de proiectare, toate programele de alegere și dimensionare puse la dispoziție de noi, de Festo. Dacă vorbim de gripere, putem să mergem în zona de gripere, să pornim un program. Programul de alegere gripere și ce trebuie să introducem datele. În primul rând, aș pleca de la masa piesei pe care pot să o cunosc dacă o cântăresc sau avem un calculator care poate să ne ajute să
să calculăm masa piesei. Dacă nu știu, punem o, să zicem, o țeavă cu lungime de 200 de milimetri, diametru, să zicem, nu știu, 50, și să punem și diametru interior un 46, să spunem că carnea poate este de 2 mm. Avem 162 de grame, trebuie să manipulăm. Dacă le adaug, acesta ar fi masa piesei. După care ne interesează de unde apucăm piesa, care este distanța față de centrul de greutate al piesei față de grip. Avem în partea stângă un X care ne indică ce anume, ce cotă trebuie să furnizăm și să punem aici, nu știu, 80 de milimetri. Cursa necesară de prinderea bacului, aici nu face neapărat referire la dimensiunea piesei, cât vreau să am pentru a prinde piesa, dar pot să-mi aleg, nu știu, 20 de milimetri, pot să fiu mai generos. Pe urmă, trebuie să dăm informații referitor la bacurile de prindere ale gripperului, cele pe care le realizați pentru a putea să prindeți piesa. Și la fel, avem un calculator, putem să le calculăm sau putem să le furnizăm noi și să spunem că au, nu știu, 100 de grame. La fel, trebuie să furnizăm și aici distanța față de centrul de greutate al bacului. Evident că va fi poate ceva mai mică decât distanța folosită anterior. Să zicem că punem 60 de milimetri, dar poate să fie, na, putem să le calculăm. Și unde apuc piesa. Și aici putem să punem 60. Este doar un test. Pe urmă, pentru a ne calcula și alege cât mai bine gripperul, trebuie să furnizăm și date despre mișcarea gripperului. Avem o accelerare și putem să alegem pe ce direcție vom avea accelerația maximă, astfel încât în momentul în care ne deplasăm cu robotul să nu pierdem piesa din gripperul, din sistemul de apucare. Aici putem să lăsăm pe direcția X, cum este prezentată, să punem o accelerație, nu știu, să zicem că avem o accelerație mai mare de 10 metri pe secundă la pătrat, poziția gripperului, dacă este vertical, cum l-avem aici, să spunem că da, dar putem să alegem, dar în loc de acesta, orizontal, da? De cele mai multe ori poate este vertical. Prinderea să se facă la închidere, cum preluăm o țeavă, dacă am fi luat din interior, ar fi fost poate la deschidere. Și cum apucăm piesa. Aici avem două opțiuni, prin aderență, adică se va ține prin forța bacului și prin frecare, sau dacă facem niște degete care se, prin forma lor, țin piesa în bac. O să lăsăm prin aderență, este cel mai dezavantajos mod. După care trebuie să introducem niște date despre, aici fiind un gripper pneumatic, e un program de alegere a gripperilor pneumatice. Putem să alegem presiunea din instalație, să spunem că avem 5 bari, un coeficient de frecare, la fel putem, programul ne dă posibilitatea să ne configurăm singur și putem să spunem, nu știu, că metal cu metal și vedeți că a scăzut frecarea la 0,25, un factor de siguranță și o temperatură a mediului. La final, primim, sistemul ne dă mai multe opțiuni, vedeți, multe sunt not ok, iar din varianta aceasta de gripper paralel avem trei opțiuni, mărimea de 35 în diferite variante constructive, sau putem să mergem pe varianta mai robustă și la fel aici avem mai multe opțiuni de alegere, începând cu mărimea 40,
Iar în partea de jos primim date despre încărcări, despre forțe, momente și alte lucruri, astfel încât să putem să alegem mult mai ușor. Pentru fiecare gripper cu cursă, cu bacuri, cursă mai lungă, gripper de precizie, primim informații dacă se poate utiliza în aplicația respectivă, pe urmă ține mai mult de ce variantă constructivă ne ajută pe noi în cazul de față, avem mai multe opțiuni. La final putem evident să descărcăm un desen 2D-3D, să vedem accesorii, fișă tehnică, documentație sau chiar să verificăm prețul astfel încât să alegerea noastră să nu fie pur tehnică, să fie și una comercială. Cam atât despre partea de selecție. În continuare aș vrea să vă arăt și elementele de prindere dedicate pentru roboții UR. Am văzut că paleta Festo de sisteme de prindere este una generoasă, dar Festo s-a gândit să dezvolte și niște gripere care se pot monta direct pe robotul UR fără alte adaptări. Cum s-a făcut acest lucru? Practic s-a utilizat griperele standard Festo, dar au suferit mici modificări sau s-au adăugat accesorii astfel încât elementul să fie ușor de montaj, să nu vă lipsească nimic în momentul în care vreți să-l conectați. Toate momentan sunt trei astfel de sisteme de manipulare, de prindere. Acest gripper paralel cel electric, l-am văzut și mai devreme, un gripper adaptiv și un sistem de prindere cu vacuum. Singurul lucru la toate, vedeți că apare acesta în terminația codului, apare RA1. Acesta arată că puteți să-l conectați la Universal Robot, că practic este un kit gata, complet echipat. În prima variantă este acest gripper electric, l-am văzut și mai devreme. Practic el, fiind un sistem, un gripper electric, nu are foarte multe accesorii în afară de cabluri. Vine în plus cu o placă de prindere, softul de instalare, o să vă arăt imediat și de unde îl descărcăm, și un senzor analogic pentru detectarea poziției. Aici putem să le vedem practic ce conține acest kit. În momentul în care mergem varianta cu RA1 pentru robot, vine cu placa de adaptare gata făcută, nu mai trebuie prelucrată, gripperul, senzorul, toate cablurile necesare și softul pentru interconectarea UR pe un stick, toate într-un singur pachet. Altfel, el există și ca produs standard cu interfață intrări-ieșiri sau IO-Link, dar dacă vreau pentru UR, o să-mi aleg varianta cu codificare RA1. Din punct de vedere al mărimilor, sunt trei mărimi de 16, 20 și 25. În funcție de mărime diferă și cursa de bacurilor, cursa la gripper întotdeauna o să găsiți per bac, nu cursa totală pe care o realizează cele două bacuri sau distanța dintre ele, și mai găsiți informații ca frecvență de utilizare, 2,2 acționări pe secundă sau acuratețe, forță de prindere și alte informații utile. Din punct de vedere al softului, aș fi dorit să vă arăt un pic de unde îl descărcați. Dacă intrăm, o să deschid o nouă pagină pe festo.ro. Întotdeauna în partea de sus, zona aceasta nu se modifică niciodată. Am văzut mai devreme zona de produse unde identificăm partea de programe, dar avem zona de suport și download. Iar aici, dacă introduc codul produsului meu, în specie era
Sper să nu greșesc. Ok. Iar la partea de soft, eu n-am introdus direct codul pentru UR, dar automat îmi dă toate variantele și pentru IO Link și toate celelalte elemente, pentru că n-am introdus codul specific acesta cu era 1, dacă l-aș introduce direct cu acesta, mi-ar arăta doar softul pentru AirCap, să-l introduc. Și automat aici puteți să găsiți software-ul pentru integrarea ușoară în aplicațiile cu roboți de tip UR. Ați văzut mai devreme, Bogdan ne-a arătat cum se poate face, este destul de simplu. Dar de asemenea există în zona de documentație tehnică instrucțiuni cum se poate face acest lucru și avem aici instrucțiuni, dacă descărcăm, ne arată pas cu pas ce trebuie să facem, ce elemente primim și ne arată chiar în softul de la UR ce acțiuni trebuie să luăm astfel încât să putem să activăm produsul, ce modificări să facem, ca un mini proiect în care ne dă toate detaliile de integrare a, în cazul de față, a gripului paralel electric, dar la fel veți regăsi pentru toate cele trei sisteme în discuție. Secundă să... Așa, acum am revenit. Am văzut cum se poate integra și partea de software, unde îl găsim, unde găsim documentația tehnică, cum îl alegem, cum îl dimensionăm. Aș mai vrea să vă arăt și celelalte două variante de gripere sau sisteme de prindere speciale pentru roboți, gata, care vin cu placă de prindere, cum vedem și în acest element. Avem practic partea de prindere, ventuza, generatorul cu senzor, cablu, tot ce avem nevoie. Și aici putem să vedem și ce conține kit-ul. Avem la varianta cu vacuum, avem generatorul de vacuum, care include și senzori pentru detectarea nivelului de vacuum, dacă a fost preluată piesa sau nu. Distribuitor pentru pornire vacuum și distribuitor pentru eliminare sau lăsare piesă și ventuza aferentă. Este practic un kit care se poate integra foarte ușor pe dispozitiv, pe robot. Aici este varianta adaptivă, cea pentru care Bogdan a făcut un film și a arătat cum poate să preia diferite piese. Există o singură mărime, vine complet echipată în momentul în care luați varianta pentru UR cu distribuitor, valvă. Aceasta este o valvă proporțională tip piezo, cablu, tub, tot ce aveți nevoie, inclusiv partea de software. Acest dispozitiv este un sistem destul de complex, dezvoltat de colegii noștri de la FEST, este ceva inovativ, se adaptează pe piesa pe care dorim să o manipulăm. Acționarea elementului se face, avem trei alimentări cu aer, două sunt pentru cilindru, ați văzut că practic piesa este, în filmul de mai devreme, piesa era trasă în interiorul acestui burduf de silicon, iar pe urmă o altă alimentare este pentru alimentarea acestui element de silicon pentru a ține piesa în interior. Avem și o schemă pneumatică care, pentru a înțelege, zona aceasta de distribuitor este făcută pentru acționarea acestui element, cilindru, de a, să zicem, prinde piesa în interior, iar un alt circuit este acela de a ține piesa cu aer comprimat aplicat pe această suprafață a burdufului, care se mulează pe urmă cu piesa și o ține prin frecare.
Acesta vine direct cu interfață de montare pentru robot standardizat și se potrivește pe sistemele de la UR. Vedem și câteva date tehnice legate de forța de contact, de forța maximă de ținere, de diametru minim, de diametru maxim care poate fi preluat cu acest gripper adaptiv. Ce trebuie știut, că sau recomandarea noastră este aceea ca pentru fiecare piesă să facă teste înainte pentru a ne asigura că se potrivește pentru aplicația noastră. Câteva date, alte date tehnice este aceea că poate să asigură o frecvență de 1 Hz, o acționare pe secundă, o cursă, cursa cilindrului, să zicem, din interior a acestei elemente de 66 de milimetri și forța de tragere a cilindrului interior de 160 de newton. Poate să se aplice o forță laterală de 2,3 newton. Dar recomandăm pentru fiecare piesă să realizeze un test. Am vorbit despre partea de gripere, toate sistemele, elementele care se pot monta pe capul de prindere și de preluare a piesei, dar ca un fel de glumă la noi la festă este aceea că putem să conectăm robotul ambele capete, adică și pe elementul care practic poate să preia piesa și o manipulează, dar putem să deplasăm și robotul pentru aplicații unde dorim să extindem zona de lucru acestei. Și aici, practic, există o astfel de aplicație în care robotul poate fi deplasat atât orizontală cât și pe vertical. Aici avem două motoare și două axe, una care se deplasează motorul pe înălțime și una o deplasează pe orizontal. Ca o aplicație, cumva se leagă și de ce a prezentat Bogdan, era acea aplicație de paletizare. În cazul în care, nu știu, există o aplicație, să zicem, cu două benzi sau vreau ca să extind zona de acțiune a robotului, cu acest dispozitiv, un sistem de axe se poate prelua, nu știu, să spunem, coletele după aceste conveare și pune pe palet sau după palet puse pe ambele conveare și extinde cursa de deplasare a robotului și zona de acțiune sau poate să lucreze la mai multe posturi în același timp dacă timpul permite. Dacă aveți întrebări, vă rog, adresați-le în chat, o să încercăm să răspundem la ele. Dacă, eu știu, nu aveți, nu putem decât să vă mulțumim pentru participare. Sperăm ca acest tandem cu colegii noștri și partenerii de la UVISO să fi fost interesant pentru noi astăzi, să fi găsit aplicabilitate pentru sistemele și aplicațiile prezentate de cei de la UVISO. Mi s-au părut foarte interesante și vă așteptăm și la alte webinarii care sperăm să fie la fel de interesante și pe placul noastră ca și până acum. Le vom continua începând din toamnă, dar vă vom anunța din timp și vom veni cu noi abordări și noi teme interesante. Vă mulțumim mult și mulțumim în același timp și partenerilor de la UVISO care ne-au sprijinit în această prezentare. Mulțumim mult! O zi plăcută!